În timp ce Volodimir Zelensky solicită, bătând un ori chiar din picior, proceduri accelerate pentru primirea în Uniunea Europeană și chiar și în NATO, iată că, la nivelul Organizației Națiunilor Unite, după dezvăluirile cu probe făcute de BBC, se pune problema sancționării Ucrainei. Ce se întâmplă? În ce constau aceste dezvăluiri? E bine, BBC a descoperit că în Ucraina există sute și sute de orfelinate într-o situație foarte proastă, în care copiii sunt tratați într-un mod inuman, și mai ales copiii cu dizabilități s-au descoperit abuzuri uluitoare și neglijențe extrem de grave ale unui guvern care se pretinde a fi european. Toate lucrurile astea nu poate să rămână fără urmări. Să vedem în ce direcție se va desfășura ancheta Organizației Națiunilor Unite, care este la fel de accelerată cum este și solicitarea tot accelerată a Ucrainei de a fi primită în NATO și UE.